Proverbul vechi de 150 de ani a trecut testul timpului, spun cercetătorii de la Universitatea Oxford, care au estimat cât de eficient este astăzi acest sfat de sănătate victorian în prevenirea bolilor de inimă în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Folosind modele matematice, cercetătorii au calculat faptul că un măr pe zi pentru toți adulții în vârstă de 50 de ani și peste din Marea Britanie ar împiedica aproximativ 8500 de decese cauzate de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale în fiecare an. De asemenea, ar fi cu 9400 mai puține decese din cauze cardiace care s-ar fi văzut în cazul în care toată lumea de peste 50 de ani ar fi luat medicamente cu rol în reducerea nivelului de colesterol. Ultima cifră a reieșit din rezultatele unui studiu recent condus de un grup de cercetători de la Oxford, care a constatat că aceste medicamente pot reduce riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral, inclusiv la persoanele cu risc căzut de probleme cardiace. Victorienii au avut dreptate când au venit cu sfatul clar și simplu de sănătate publică. Un măr pe zi ține doctorul departe. Pur și simplu arată cât de eficiente pot fi mici modificări în dietă și că atât medicamentele cât și un stil de viață sănătos pot face o diferență reală în prevenirea bolilor de inimă și accidentelor vasculare cerebrale. Cu toate acestea, în timp ce consumul de fructe este fără îndoială bun pentru tine, nu ar trebui să înlocuiască medicamentele vitale, cum ar fi statinele prescrise de către medicul specialist. Acest studiu reiterează faptul că statinele salvează vieți, ele sunt printre cele mai sigure medicamente disponibile și beneficiile acestora depășesc cu mult orice riscuri și efecte secundare. Dacă nu sunteți siguri cu privire la medicamente, discutați cu medicul dumneavoastră, deoarece există de multe ori diferite tipuri de doze pe care le-ați putea încerca, relatează MedLife.ro.